RP 2001, republicată, completată și modificată. Ați fost convocați astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 162 din 16.03.2017. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 15, văd eu. Nu lipsește nimeni. Deci, fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și putem începe lucrările. Stabiliți-l noi ora 9 să nu facem la... Înțeleg că în regulament este 8 jumătate și nu s-a modificat regulamentul. Trebuie să modificăm regulamentul și o să modificăm și ora. Deci regulamentul putem să-l modificăm în baza unui proiect de hotărâre. Deci modificăm regulamentul. Da. Invitați, cum avem. De multe ori. De zi. O mai citești sau... Așa, doar cea suplimentată. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor de apă în rețea și a cotei de dezvoltare pentru serviciul apă canal. Deci, supun spre vot ordinea de zi completată. Cine este pentru? Acum înainte de a intra, dau cuvântul domnului președinte pentru a continua ședința. Înainte de a intra pe zi, supun la vot sau discuții dacă sunt procese verbale din 14.03.2017 și 16.02.2017. Dacă sunt ceva, discuți la ele. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Deci începem cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru realizarea lucrărilor de regularizare a părăului Hățman. Comisia, avizul, domnul inginer. Este aviz. Păi este, dar... Este aviz, dar avizul a fost dat cu obiecțiuni, în sensul că, nefiind făcută recepția lucrărilor executate, nu... am fost de acord, comisia, nu am fost de acord să facem investiții în continuare până nu se recepționează celălalt. Acum, legat de această problemă, vreau să vă spun că am sugerat ideea domnului primar să dea o dispoziție să creeze o comisie care să facă această recepție. Există o hotărâre de guvern care reglementează toată treaba asta. Nu putem să o încălcăm. Este vorba de hotărârea 273-1994, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 28-7-1994. Cine dorește să-l citească, să-și noteze cifrele astea și o să o caute pe internet sau unde o vrea. Un monitor oficial sau un program de lege și așa mai departe. Bună ziua. E voie să venim și mai la ședință. Bineînțeles. Conform acestei hotărâri, începe să facem două situații. La terminarea lucrărilor, care nu s-a făcut, lucrările sunt terminate mai dinainte, și la expirarea termenului de garanție. Ca să se poată face recepția, mai este nevoie de o situație de lucrări și alte documente care au stat la baza începerii aceste investiții. Documentele, autorizația de construire, recepții parțiale, modificări de soluții din timpul lucrului, buletine de calitate pentru materialele folosite și încă multe altele care sunt cerate. Acea comisie trebuie să le bată aceste documente ca să poată semneze actul de lege. Peste toate astea, a venit și niște calamități în 2014 care au distrus o parte din lucrări. Nici pentru alea nu avem evidență, nu știm cât anume s-a distrus. Trebuie cuantificat. Puse cap la cap cele două, trebuie să rezulte ce mai vedem acum în teren. Dar trebuie făcute documente. Asta e, în primul rând, trebuie făcute documente. După ce se va întâmpla treaba asta, cu mare dragoste, semnăm un deviz care să reflecte ce reparații trebuie făcute la lucrările executate și alte lucrări de protecție. Trebuie făcute minim două baraje.
O mai spunem și acum, încă o dată. Două baraje ca să nu mai aduc aluviunile pe pârâu, pentru că pericolul cel mare este următorul. Nu că se distruge lucrarea. Asta e un aspect. Dar dacă se înfundă la poduri și o să ia toate casele alea din Hăsman, care sunt în stânga și în dreapta canalului, o să vedem atunci ce se întâmplă. Nu trebuie să se întâmplă. Deci asta este. Din cauza asta am propus să amunțeam. Alte discuții? Da, domnul profesor. În ședința de comisie la care am fost prezent, nu s-a discutat problema aceasta și s-a discutat să dă aviz favorabil. De asta am și semnat. Așa. Și am spus de atunci. Domnule, eu semnez aici raportul de avizare în forma întocmită de domn primar. Și a spus domnul Ionel, da, domnul, așa va fi, nu va fi cu amendament. Bun, dumneavoastră vin cu amendament. Vreau să vă spun că la acest părăuvăzma s-au făcut două expertize care au fost plătite. Ultima expertiză indică niște lucrări care trebuiesc executate pentru a se putea face recepția. Uitați ce-am acolo scrie. Această expertiză tehnică a fost realizată ca o condiție pentru realizarea recepției de terminarea lucrărilor obiectivul menționat. În expertiza tehnică sunt prevăzute lucrări care să prevină degradarea obiectivului de investiție respectiv. Și enumeră lucrările care trebuie executate ca să poată face recepția. Dacă tot o lungim, s-ar putea să mai fie o viitură, cum a venit în 2014, și să nu mai rămână nimic de regularizarea părăului Hăzma. Eu vă mulțumesc, gata, vă mulțumesc. Vreau să spun și eu, refuzul Comisiei Economice a fost tendențios, ruată, pentru și să întreacă împotriva mea. Oricum, expertizi s-au făcut multe, anchete au fost efectuate pentru lucrarul de cercetare penală. Situația, constatările sunt la dosarul de la primărie. Deci asta este ideea, de aia nici nu m-a acceptat în Comisia Economică pe mine. În fine, sunt niște chestiuni care vor ieși la ideală în decursul acestui an 2017. Da, acest proiect de hotărâre, consilierii vechi, cred că știu, am avut și în 2015. Și atunci s-a respins acest proiect de hotărâre. În urma discuțiilor care am avut, am primit o dispoziție la domnul primar, dispoziția numărul 163 din 20.03.2017. Se numește domnul Butucaru Sorin, viceprimar Comunului Tâns, persoana responsabilă de ducere la îndeplinire a măsurii numărul 1.2. Dispusă prin decizia numărul 67 din 12.11.2015 a Camerei de Conturi a județului Bacău, al cărui termen a fost prelungit prin decizia numărul 67 din 26.01.2017. În urma acestei dispoziții, am început să mă interesez la persoanele abilitate, să mă informez pașii. Prin care am fost la un expert judiciar și în audiență la comandantul poliției de la Onești. Am arătat aceste expertizii care sunt făcute, una tehnică și una expertiză judiciară, și mi s-a recomandat, după ce s-au fost studiate de către un expert, slabe, mi s-a recomandat să facem o expertiză extrajudiciară. Până atunci nu putem face nimic. Următorul pas, după ce se face această expertiză extrajudiciară, se va face o comisie într-adevăr și se va face o recepție cu cele constată acest expert. Acel expert. Deci până atunci noi asta trebuie să facem. Expertiză extrajudiciară. Și a treia variantă mai este una care e foarte spinoasă, care nu o pot să o spun în ședință. Și mi s-a recomandat. Asta o să vorbim în particular cu domnul Osoloș. Atât am vrut să vă spun. Domnul viceprimar. Da. La ședința de comisie. De ce nu mi-ați prezentat dispoziția în problema? Nu era dat. Păi vă spun eu. Noi de-aia ne-am dus. Păi vă spun eu. După ședința de comisie în care s-a lăsat înțeles că se va aproba, am avut probleme. A venit domnul Emil și cu dumneavoastră și probabil că ați putut discuții și după a apărut... Da, domnul, discuții, domnule, discuții putem în fiecare zi, când 20 de ori cu primarul. Putem să discuțiți, dar trebuie să știm ce n-ați membri a comisiei, nu dacă dumneavoastră, domnule. Da, sunt dispoziția este de pe 20.03, asta e din luni sau marți. Păi, deci nu ați invitat la oaște ce din comisie, nu puneți... Dar ce să faceți? Păi, să vă arăt dispoziția? Da, domnule, corect, cum? Dacă voi să... Sunt obligat să vă arăt dispoziția asta? Păi cum să fiți obligat? Să nu crei, domnule. Cum să mă arătați, domnule, dacă trebuie să prezentați în comisie? Dar nu trebuie să mă prezentați, uitați ce spune, nu trebuie să prezinte.
Cine a prezentat domnul dispoziția? Alte probleme. Dacă ați primit dispoziția asta, nu era logic să le trageți proiectul de pe ordinea de zi? Păi ce să mai trage? Păi nu știu. Acolo se poate face asta, nu nicio problemă, și aia trebuie să facem, neapărat în vara asta. Atunci, nu! Domnul Neniu! Haideți, vă rog, liniște, ca să ne ascultăm pe domnul Neniu. Da. Consider că văd că se rezolvă niște probleme mai vechi la dumneavoastră. Așa, dar problema de pe asta nu se rezolvă. Dacă nu facem bazine de retenție, cum a spus, și nu se începe ceva, nu se dea să face nimica. Vă face niște vendete care ați fost, care ați venit, e treaba voastră. Dar pentru voi asta nu se rezolvă problema. Deci trebuie să ne gândim bine ce votăm, da? Da, domnule. Vreți să facem ceva sau nu vreți să facem ceva? Asta este ideea. Sau vreți să mai căutăm vinovață? Haideți să facem bazin de retenție, pot face în amonte, fără să încurce lucrarea din vară. Deci luna viitoare, noi luna prima, o să avem proiect de hotărâri pentru așa ceva. Domnul inginer, trebuie proiectat din prima. Realizarea în amonte de zona locuită a unui baraj pentru reținerea lupiunilor și micșorarea partei de scurgere a terenului. Dar noi nu aprobăm expertiza, acum aprobăm proiectul de hotărâre. Sau nu-l aprobăm? Proiectul de hotărâre. Dar nu-l aprobăm. Sigur. Dar nu de expertiză avem nevoie, domnule. Vă spun eu, la vol. Nu de expertiză. Dacă nu faci evaluarea cantitativă și valorică a investiției, nu ai declarată valoarea de investiție, nu există procesul verbal de recepție. Unde, domnule, să-l vedem? În ce ar și face? Sunt după cai morți, luăm pe coavele. Dar unde e asta? Dar unde e procesul? Dar în cazul în care mai vină din ca 2014, să văd eu ce mai putem face. Nu mai rămâne nimic de pe Răuzvan. Aia se bată. Păi, domnule, dacă respectăm expertiza, dăm drumul la lucrările de astea, rămâne pe Răuzvan. Proiectul inițial nu conținea așa ceva. Finalizarea lucrărilor și faliment cu supăriți la poșii. Nu, eu de 3 ani... Trebuie să iei cuvântul și domnul primar, în primul rând, eu doamnă de 3. De 4 ani, de 5 ani, de 9 ani... De discuții care le-am avut la poliție, să zic că vreți să faceți altă investiție pe bărbun. De recepție aveți? Nu. Păi ce faceți, dumneavoastră? Vreți să faceți pușcării? Nu. Deci trebuie să luăm pas cu pas. Ce treabă are poliția? Ce are poliția? Ce faci, domnule? Ai, domnule, dar legal am întrebat și să vă spun așa, domnule. E pornit așa. Nu sunt pornit, domnule. Vine poliția să ne spune ce trebuie să facem noi. Nu, domnule, am întrebat baza legală, domnul apostol. Baza legală. Păi și jurist am întrebat, credeți că și jurist am întrebat. Da, nu mă întreabă nimeni. Domnul Osoru, de ce aceeași meteană nu aveți amenințat? Amenințat de asta, domnule, ați făcut tot. Nu amenințat, domnule, nu-mi dale eu acum. Ca ai ceva să spui în particular, nu spui da, păi da. Aia e altă treabă, știți ce am dumneavoastră, nu ce ați vrut să ascultăm noi. Da, domnul primar, spuneți. Domnule, dacă îmi permite și mie să... Curtea de conturi ne-a trimis ce hotărâre a luat, prelungirea. Știți prea bine că domnul Osoroș pe luna a patra pe 2016, anul trecut, trebuia să dea un răspuns, o rezolvare la toate problemele astea. Nu, domnul Osoroș, lăsați-mă, domnule, acum v-am lăsat, lăsați-mă să discut de ce am făcut proiectul ăsta. Eu și când am fost viceprimar, am vrut să duc la îndeplinire în termen legal și să scoatem toate problemele, să le rezolvăm. N-am cu părtinire, nepărtinire. Eu vreau să rezolvăm problemele comunității. Asta vreau. S-a mai votat odată, s-a respins treaba respectivă, pentru că era legat una de alta. Acum să vă spun pe aia clară. Nu se poate
interveni asupra pârâului până nu se face o recepție. Ele au fost legate una de alta și bazinul de retenție și bazinul de ăsta. Pentru ca Curtea de Conturi să avem, că noi ne-am mișcat, noi Consiliu, ne-am implicat în problemă, că noi luna viitoare trebuie să dăm ce am rezolvat din toate astea. Multe am rezolvat. Azi poate rezolvăm cu drumul, poate rezolvăm cu apa, că am întâlnire cu primul președintele Consiliului Județean, am cu tornatorul, am cu ăsta. Noi mă lupt să rezolv treburile astea. Am făcut proiectul ăsta, să-l hotărâ, dar el puteți să-l faceți aprobat de Falca sau să nu-l aprobați și să facem un altul, să ajungem la o înțelegere. Dacă ne certăm, așa pot să dau vina pe domnul Dorel, că a fost viceprimar și când a fost inundația, în loc să facă procese verbale, că s-a distrus cât mai mult, a făcut două, trei poze și a rămas la nivelul de poze. Important a fost să ia mașini închiriate cu 250 de lei ora, și alte treburi, dacă e să spun adevărul. A fost comisie la fața locului, la nivelul prefecturii, domnul primar. Înseamnă că nu știți, domnul. Nu mai spuneți că putea să aduce utilaje cu prețuri ieftine, nu cu cât ăsta. Auzi cum mă dă luat și am mai dat și motorina noastră. Mai bine asta ce dai bune, că e mai bine așa. Pentru că dacă vă scot urtică, ați decontat și motorina și totul, nu vreau să amenit, e mai bine tăceți din gură, e mai bine. Nu, scoatem, domnul primar. Da, scot, domnule, bine scot. Așa pot să vă scot. Eu vreau să rezolv, nu să ne certăm. Dar nu mă cert, v-am spus. Numai dumneata care ai fost, eu de la dumneata mă așteptam mai mult, că ai fost viceprimar și ai lucrat cu primarul și știți în ce condiții ați lucrat. Eu am fost o lună, un an jumate și știu... Deci eu tot un an jumate. Cum am fost ăsta. Da, dar tu... Tu ai fost de la același partid și trebuia să vă înțelegeți. Eu de la altă... Pe ce are una? Pe ce are partidul? Nu, domnul Nelu, știi prea bine că... ce divergențe am avut. Că niciodată dumneavoastră băteați acum rămasă și tot ce vreați dumneavoastră era bun. Până la 12, că după 12 nu se mai înțelegea nimeni cu dumneavoastră. Păi nu te înțelegi cu PSD-ul, dar acum te înțelegi cu PSD-ul. Da, domne, că vreau să fac ceva pentru comună. Nu m-am înscris într-un partid ca dumneavoastră numai să fiu aici, să fiu contra. Mai bine aș tăcea din gură ca să asta. Eu vreau să rezolv treburi, nu ca dumneavoastră, dacă e să... Acum, la ăsta, deci hai să discutăm despre treaba asta. Îl votați sau nu-l votați, noi trebuie să arătăm că am făcut ceva. Și, dacă nu, o să dau dispoziție la viceprimar să facă o comisie și dintre membrii numai să asistați, cum a fost și data trecută, nu vă implică... în ăsta juridic cu nimica. Numai să fiți martori acolo, aducem specialist ca să putem să facem o recepție în cum este acum, să putem să începem să facem reparații. Când nu fac o recepție, o să se ducă totul naibii. Cu cât întârziem mai mult, cu atâta. Numai că nu era bani pentru pârâul ăla care s-a cheltuit o grămadă. Banii ăștia puteam să facem pentru comună, să fie comuna frumoasă. Dar trebuie să o rezolvăm, că după aceea strică mai mult. Pentru că s-a făcut numai în locurile unde e bun, în locurile unde nu se mai poate intra, trebuie să stricăm poduri ca să intre, iar utilajele o să dea numai cu spatele și ăsta. Că în loc să fi plecat de jos în sus sau de sus în jos, să aibă mașinile cursivitate și spor și continuare și spor la lucru. Așa intrăm și iar ne certăm cu oamenii, iar stricăm un pod, așa o să fie lucrările astea. Și trebuie căutat un proiectant care vorbiți și dumneavoastră cu el, chiar dacă e pe SEAP, și să ne spunem părerea, nu să vină el să spună că pârâul ăsta curge două gălezi de apă, să spuneți că ați trăit aici și știți câtă apă curge când vine ploile și toate astea. Ca să aducem și să facem un lucru trainic și bun. Mai bine facem mai încet, dar bine, decât repede și prost. De-aia am făcut proiectul ăsta, să ajungem cumva la o înțelegere și să nu ne certăm, să mergem mai departe. Dacă vreți, dacă dar nu vreți, eu vă cer părerea, de-aia vin aici. Conform expertizei, putem legal să ne apucăm de lucrările astea? Expertiza asta care e făcută e foarte vagă. Asta s-a trebuit, ne-a cerut-o și poliția și asta nu scrie nimic. Dumne, expertiza asta a cerut-o poliția DNA de la UNESCO. Ei au cerut expertul, el a vrut expertul. Da, și uite de ce s-a stricat. N-a scris că ăla e așa, ăla e așa. DNA-ul a propus pe expertul ăsta, nu eu. Ce e făcută expertiza asta, m-am dus la toți, e făcută exact
cum mă duc eu și spun, nu mai cumpăr de la magazinul ăla, că face cele mai proaste conserve. Când ea vinde conserva, nu o face. Știți? Cam așa e și cu expertiza asta. Sunt soluții, domnul primar, să putem executa în partea din Amonte, fără să intrăm în partea din Aval? Păi eu cu propunerea asta am venit de mult să facem separat una de alta. Se protejează făcând în Amonte și ceea ce și mai asta se protejează, că nu mai vine apa așa mare, nu mai vine apa așa mare. Și nu se poate aprova proiectul ăsta doar cu... Nu. Ăsta trebuie făcut. Ce implică asta? Alt proiect de hotărâre, bănuiesc? Da. Și el trebuie făcut separat. Bazine de retenție, bazin de retenție, nu. Și când rezolvăm cu recepția, ca să facem recepția și cu expertiză temeinică, durează. Pentru că s-a expirat toate avizele, absolut toate avizele s-a expirat. Atunci trebuie să facem de nou avizele, altfel expertul. Deci trebuie ruptă în două. Da. Asta e soluția. Trebuie să o rezolvăm. Că e o treabă care ne afectează deci, pe toți. Trebuie. Deci luna aprilie vom avea un proiect de hotărâre separat pentru bani de retenții sus, nu știi toată lumea. Că acolo putem face investiții. Asta e soluția. Nu are rost să vorbim divergent, să vorbim că de anul trecut, de acum 10 ani. Hai să mergem de acum încolo. Că domnul Dorel a zis, m-a amenințat aici că eu am făcut. Am luat eu ciubuc. Ce ciubuc am luat eu, domne? Unde? Nu, a spus că, așa a spus într-o ședință, că s-am făcut un șanț cu oameni și am luat bani eu. Nici nu răspundeam. Sunt de față oameni aici? Am spus, domnule, eu treaba asta? Nu ți-o minte. Nu, dar n-am spus. S-a spus așa, cu oameni de la... Că a luat domnul primar? Nu, a spus așa, cu oameni de la ajutorul social. Da. Cu buldo primării s-a făcut un șanț și nu șanț. Am spus și discut în comună, da. Cu oamenii ajutor social și cu trăiași la primărie, da. S-au făcut șanțul pentru acordare și s-au luat bani. Da. Dar nu s-a emis chitanță. Asta am spus. Și am spus eu că a luat un primar bani. Și eu când am întrebat sub conducerea mea, nu. Păi atunci care conducea? Dumneavoastră sau domnul Bodea? Am spus. Da, supunea dumneavoastră. Că sunteți. Eu n-am răspuns niciodată de oamenii de la ajutor social, în primul rând. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Pentru eu. Câți? Pe domnul se votează. 4. Poate 5, dar domnul se votează. Împotrivă. Abțineri. Deci două abțineri. Așa cum ne-a solicitat, cum ne-a cerut. Dar, vedeți, consilierii nu au aprobat. Da, consilierii lor. Doamne, frumos cum procedați. Nu, nu procedăm corect. De ce nu mai să facă recepția lucrărilor? Haideți să trecem. Haideți să trecem la punctul 2. Domnul Apostol! La mână duci să vă și luați gândire. Domnul Apostol! S-a votat! Ce mai discutăm acum? Haideți să trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui împrumut serviciul apă canal Oidus pentru începerea activității. Comisia a dat aviz favorabil. Da. Discuții la acest proiect, vă rog. Deci ca să încep, haideți, domnul Petrușor. Înainte de a începe să-mi expun opinia, n-am niciun interes în ceea ce înseamnă și nu mă bag în toate fel de tot felul de divergențe. Ceea ce vreau să propun este ca acest serviciu să fie sustenabil. Am văzut că la partea de venituri au fost enumerate mai multe cifre.
ele au fost făcute în baza unui studiu sau a fost doar o gândire proprie a lui domnul Francis Boacă? Unui studiu. De exemplu, la consumul de curent am luat anii precedenți. Nu, la venituri. Păi am făcut o cât avem estimare, pentru că avem în jur de 700 de cereri, branșări sunt legal acum, că le 60 sunt. Vreo 700 cu totul. Dar nu au cereri aici, care știm noi. Și am pus la o medie de 10 metri cub de apă pe lună și am făcut o socoteală, o medie. Deci, din câte cunosc eu până în prezent, sunt 2 angajați. În raport sunt trecuți 3 angajați. Da. Numărul de elevi este de 900. Nu știu dacă s-a cerut un număr exact de la cele două școli. Consider că el, fiind o sumă fixă, bănuiesc că nu s-a cerut. Bănuiesc. Asta mă puteți confirma sau infirma. Se putea cere un număr exact de elevi ca să putem să facem o analiză cât mai exactă. Pe motorină este trecut un preț de 5 lei. În realitate e 4,50-52. În schimb, la uleiul de amestec e trecut 20 de lei. E mai puțin aici. În realitate e 31-35, depinde de unde e cumpărat. Și calitate. Să se racordeze încă 600 de gospodării până la sfârșitul anului, mi se pare un număr... Nu, sunt 600 racordate. 561 da. Cu cereri. Și în raport este prevăzut că se vor mai racorda, estimativ, încă 600 persoane. Din punctul meu de vedere, poate fi greșit sau corect, e un număr exagerat. Cine a avut de racordat, a făcut cerere și s-a racordat, de acum consider că prea puțini vor mai veni. Sau dacă vor mai veni, este pe termen mai lung, nu imediat. Ca să împrumutăm serviciul cu 1.700.000 cât este prevăzut, consider că în termen de un an de zile nu o să aibă de unde să returneze banii. În consecință... Dar nu o să nici să cheltuie, domnul. Poftim? Nu o să nici să cheltuie. Eu propun... Să se repartează. Importantă, fiscul ne cere treaba asta, pentru de aia nici nu am angajat alți oameni, pentru că e mult mai complicată treaba, ca înființarea firmei. Acum, dacă vrem să angajăm, că e pe primărie, trebuie să cerem număr de posturi. Și pentru contabili și pentru ăsta, că contabilii sunt, nu sunt compatibili. Pentru că nu s-a prevăzut. Când s-a înființat firma, trebuia un alt statut. S-a făcut pe lângă asta undeva, e o greșeală aici, dar trebuie undeva să începem, pentru că nu putem să dăm apă la oameni cu ciușmele și cu ăsta, să plătim în continuu primăria. Dacă nu începe, nu face niciodată nimic. Dacă eu nu sunt împotrivă să nu începem. Ceea ce propun este să acordăm un împrumut doar de 1 miliard pentru a putea da înapoi într-un an de zile înapoi. Și mai propun încă un amendament, articolul 72, alineatul 3 din legea 273 legat de finanțele publice locale, care spune în felul următor. În situația de rambursare împrumutărilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare potrivit legii. Este amendamentul pe care îl propun și o să-l susțin. Deci, cu 1 miliard. Asta pentru a nu băga în faliment de la bun început serviciul. Nu cu alte intenții. Desigur, fără bani intră în faliment. Colegii poate să amendeze și ceea ce am susținut. Dar fără efortul pecuniar al Consiliului Local, acest serviciu nu se poate aici începe activitatea. Nu se poate să nu se acordăm un împrumut. Eu nu sunt împotriva. Nu sunt împotriva unui acord, ci unui acord cu un împrumut atât de mare. Consider că într-un an de zile nu are cum să ranguseze. Domnul Petrișor, nu se cheltuie banii, oricum anul viitor nu se raportează banii, nu se reportează. Se dă din nou înapoi la primărie și se poate, dacă nu are profit, se din nou se votează pentru ajutor. Că astea sunt bani, prin lege ne dă posibilitate să împrumutăm serviciul respectiv până o să meargă. Noi, dacă nu împrumutăm serviciul ăsta să meargă, de sine stătător, noi primăria cheltuim din bugetul primăriei. Dar se uzează rețeaua, băi, și așa, ce dracu. Dacă ne uităm... Și noi ușor, ușor trebuie...
trebuie să-l punem la punct, ca orice firmă la început, vii cu banii tăi și vezi unde greșești, unde faci bine și încep să remediezi. Dar e mai bine să avem, să avem bani decât la jumătatea anului, hai că nu mai, n-am pus banii deoparte și n-am de unde să-i dau salariul. Că pleacă omul. Ați văzut că durează să angajezi un om în, în sistemul de stat. Dacă îți pleacă un om, de multe ori îți iei un om mai bine, bun, rău, ca o să-l întrebi decât să-l dai afară, pentru că durează 3-4 luni până îl angajezi. Că așa e legea asta. Dacă nu se angajează la apă canal? Poftim? Se ocupă cineva cu de apă canal? Păi cum, domnule, avem, avem la apă canal, uite, dacă îi dădeam drumul dinainte, toate problemele mergeau pe, pe garanții. Avem stricat de 4 pompe la, la stația de pompare și cheltuim bani pe motorină, pe benzină, să scoatem cu pompele din bazine, pentru că nu au fost curățite conductele, s-au umplut de praf, unii oameni au aruncat, au ridicat capacele când, când a venit ploaia și a intrat apa în canal și s-au umplut bazinele și... și domnul primar, dar pe ulița asta când se face canalizarea? S-au, s-au alocat bani și să, pentru studiul de fezabilitate ca să înceapă extinderea. Dar noi trebuie să facem întâi să meargă serviciul respectiv ca să spunem, domnule, e funcțional și după aceea începe extinderea. Până atunci facem numai studiul de fezabilitate și după aceea să încasăm bani. Că trebuie să trebuie, am prevăzut bani pentru extinderea. Dar banii ăștia care trebuia să, să fie făcută canalizarea s-au mâncat. Asta nu știu, domnule, nu știu. Probabil și când se face, s-a făcut un proiect pentru anumită... pentru anumită... Alte discuții? Altcineva ce doresc să iei cuvântul? Ce am vrut mai așteptați puțin, da. Deci supun la vot proiectul inițial, cum este redactat. Cine este pentru? Astăzi. Acum supun la vot... cu amendamentul... cu amendamentul domnului Claudiu Petrișor. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Trece la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor de apă în rețea și a cotei de dezvoltare pentru serviciul apă canal. Asta l-am primit acum. Asta s-a făcut pe bază legală. Așa nici cei de la ANSCR, sau cum îi așa. Să faci un proiect de hotărâri, precum, avem, așa se cere, așa e de 15% pierdere, ai pierdere pe rețea și asta trebuie aprobat în Consiliul Local. Discuții. Da, domnule. Anterior am avut un proiect care a discutat în concepția indicației serviciului de apă. Acum am pus întrebarea, dacă acest serviciu nu s-a început activitatea, deja facem privind aprobarea pierderilor de apă din rețea și a cotei de dezvoltare. Iar serviciul nu a început activitate. Asta am spus. Da, ca să primim... să vedească fiecare. Deci, lună, peste o săptămână, o să avem chiar o ședință extraordinară, să mai merg câteva proiecte din serviciul apă canal. Aceste proiecte trebuie să le facem pentru că trebuie să le depunem ca să luăm licență, domnul Dore. Dacă nu le avem pe asta, nu luăm licență. Domnul Ionel. Din partea Comisiei Economice vreau să vorbesc acum, noi am avizat favorabil, dar aceste pierderi de 15% din rețea și a cotei de dezvoltare de 7% va sta la baza stabilirii prețului de cost pe metru cub de apă vândut la populație. Dacă nu le-am împărțit, că nu am nici studiul ăla cum să face, ca să spună omului, domnule, cât costă 1 leu metru cub de apă sau 5 lei sau cât costă el. Da, va face parte din studiul fundamental a prețului de cost. Dacă nu îl dăm pe ăsta înainte și așteptăm să treacă baba populației, ea nu-i bine. Noi am dat aviz favorabil de președinte, o să ajung la vizul acolo, astăzi am văzut proiectul de hotărâre, dar este necesar ca să pornească activitatea. Și împrumutul și a fost două lucruri distincte. Ăla cu împrumutul s-a votat, ăsta cu e în discuție. Urmează. Da, alte discuții? Le supun la vot. Cine este pentru? Ați numărat? Haideți încă o dată. Cine este pentru? Aștept să văd cine e împotrivă. Abține! Două. Împotrivă. Trei și cu domnul primar, domnul vice, avem două evite. Trecem la diverse. Acum avem câțiva evitați.
Ce nu știu? Avem și niște probleme, să bine să vedem dacă se poate. Noi am venit numai să vă întrebăm, pentru că sunteți toți aici, pentru ce eu, ca bar, trebuie să plătesc 1.100.000 pe lună gunoiul și 4 milioane și autorizația care nu vreți să mi-o dați. Să-mi dați un răspuns. Cât este tona și câte tone de gunoi duc eu, care am 4 mese, eu nu sunt restaurant. Sunt un simplu bar care fac timercii și mai nimic, care vreau să-l închid, dar eu plătesc 13 milioane pe an, le plătesc motorina la toate utilajele care ei eu, care nu duc decât 3 capse. Eu nu am altceva nimic. La bere care și-a lăsat la... Pentru problemă, dumneavoastră ați, cu toți consilierii, ați aprobat așa ceva. Trebuia să ne întrebați pe noi. Cel mai mult gunoi eu l-am. Eu sunt societate din 91, domnule, și eu nu am niciun pic de gunoi. Chiar nu vreți să mă înțelegeți? Eu, și nu-mi dați autorizații de funcționare. De unde până unde lucrul ăsta? Nu se poate. Dacă îmi permiteți, eu pot să vă aduc, să vă spun, pentru că, fără să vreau, a trebuit să preiau în continuare domnul, fost primar, domnul primar Osoloș, știe prea bine, el a fost... din partea primăriei la avis. Anul trecut, numai puțin, dacă nu mă aștept. 16 lei plăteam societatea. 16 lei pe lună. 16 lei pe lună, până la 1.100.000, nu vă dați seama. Eu am preluat, când i-a dat drumul la serviciu apă, ăsta, salubritate, adis sub Bacău, au câștigat Romprestu. Să nu confundăm Romprestu, care face colectarea, cu Adis Bacău, unde noi s-a aprobat toți consilierii de anul trecut, acum 2 ani, suntem membri Adis. Membri Adis, domnul, stați așa, doamna Geta, dacă nu aștepta să vă spun, puteți, toată lumea e nemulțumită. Păi că... și să nu-mi dați autorizare de funcționare. Atunci când vinim așa de salubrizare, atunci să arunc 2-3 sticle în mașină, nu? Așteptați, domnule, să vă spun cum merge treaba. Eu am societate de 26 de ani și pun să vă mă eu știu că suntem nemulțumiți, dar nu-i problema. Dar nu nemulțumiți, extraordinar de nemulțumiți. Dar noi la noi, că noi nu facem. Păi și de ce nu-mi dați autorizație de funcționare? Pentru că ne-au obligat, am nu există nicio obligație asta. Eu îmi plătesc datele la stat. Legal? Nu. Autorizația de funcționare noi ca bani. Doamne, ne-a obligat altfel bine mediu și pe două amenzi. Dar cine v-a obligat? Bine, dar mediu vine la mine. Dacă nu găsește niciun gunoi, pentru ce sunt de amenzi? Doamne, ascultați. Dacă nu ascultați niciodată, nu o să ajunge la înțelegere. Eu vreau să ajunge. Deci, Adisul Bacău ne-a trimis în științare că să votăm pentru agenții economici. Da. Înainte era o tonă pentru toți agenții economici, s-a redus la jumătate de tonă de agenții economici. Ăștia la Rompres au un tabel cu agenții economici. Cei care au restaurant. Păi tu... Da, restaurant de lună și față lună. Când îmi băgat, uitați și azi mi-a venit o hârtie, că eu am scos cu domnul Amalche de la Registrul Agric, Registrul Comerțului, unde erau acolo 400 de firme, care multe sunt închise, ele le-au scos sau nu funcționează. Eu ne-am scos care funcționează, acum cer ei hârtia să le dau lor. Că nu s-au pus ei la început, ei au scos de acolo exact cum a fost cu gunoiul pe comună. Doamna Nicoleta poate să vă spună. S-au dus la evidența populației și a scos 11.000 de locuitori în Oituz, care noi suntem 8.000. Și am primii ăsta 11.000. Au plătit și morți. Așa a fost. Ce să fac la început? Ușor le rezolvăm. Eu am strâns timp, v-am informat, v-am arătat legea ce scrie. Eu atât am făcut la nivel de primărie, de aia v-am trimis hârtiile. Da. Nouă ne-a cerut să facem o comisie și o taxă specială sau să votăm cumva să vă facem să plătiți. Și atunci cea mai rentabilă a fost cu ștampila la
nu vă pune ștampila pe funcționare. Bine. Că atunci ne dă nouă, dacă noi vă punem ștampila, nouă ne dă 30 de mii amendă, vă aduc informarea, da? Și dumneavoastră oricum vă dă până la 1000 de lei noi amendă, oricum, dacă nu aveți... Noi oricum asta. Plătim, dar nu plătim atunci. Dar nu numai dumneavoastră, așa e în toată, peste tot. Dar nu se poate... Nu e așa, nu e așa în toată țara. Nu e așa în toată țara. Cum să dau eu 13 milioane? Nu e așa în toată țara. Și eu dau două case. Cum să dau eu atâția bani? Ce să arunc eu la gunoi? Sicrii! Să arunc prosoapele! Mergeți la farmacie să vedeți că farmacia are contract pentru... Pentru cutiuțele alea un contract, au și un contract nu pentru primar, eu sunt de acord să plătiți eu sunt de acord să plătiți unde farmacia face 10 miliarde pe lună și eu fac 100 de mii, băi, atunci cum adică? Dar nu fac problema, eu am făcut să strâng toate hârtiile, eu am început să strâng toate hârtiile, ăștia am luat ședința, anul ăsta am făcut numai ședință pentru... Consiliul de Administrație s-a ales și tot amână, că a fost cu alegeri, a fost cu ăsta, tot amână să facem ședința, să mă duc cu toate problemele astea la ședință. Eu am strâns un dosar așa, cu toate neplăcerile dumneavoastră, că de ce restaurantul plătește o tonă, de ce el n-ați plătește jumătate de tonă, ce ăsta? Păi diferența între ele sau... Dar spuneți-mi, dați-mi un răspuns. Ce gunoi să plătesc eu? Eu. Domnule, eu n-am luat, domnule, că dumneavoastră. El a luat e firmă, chiar dacă e pe firmă. Nu e adevărat, nu e corect. Noi firmele plătim cu motorina pentru tot. Dacă dumneavoastră... Aveți un redus, numai puțin. Nu este corect, pentru că un magazin mix are și cartoane, vinde și la palat și toate, iar un bar nu vinde nici pâine, nici orez, nici fără. Deci... Sticla la schimb, desfacem berea lor, sticla să dăm la schimb. Deci este foarte mult. Ala trebuie de dobat cu rompresul. Sunteți de acord să plătim? Dar cine am chiar contractul cu rompresul? Să mâna în buzunară, în mod automat. Și nu e corect. Să-mi bage ceva el mâna în buzunară, să-i plătesc cu 1 milioane pe an. Dați-l în judecată. Nu, hai, ne dăm în judecată acum. Ne dăm și în judecată. Doamna, Claudiu, spuneți, vă rog. Dacă pentru nimica toată, el vine și mă amenință. Și-mi trimiteți în științare că o să mă amenință. Domnul European, nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Păi da, de acord. Uniunea Europeană înseamnă... Păi tu să ieșim ca engleză afară din Uniunea Europeană. E dreptul dumneavoastră să demonstrați. Haideți mai puțin să ascultăm, ne ascultăm. Lucrurile stau altfel decât știți dumneavoastră. Cine v-a informat că Consiliul a aprobat așa ceva? Așa ni s-a spus. De câte ori am venit aici, așa ni s-a spus. S-a dat vina pe dumneavoastră. Mă scuzați. Nu sunt... Dați-mi voi să vă zic cum este realitatea. Și colegii sunt și doamna consilier. Noi am aprobat taxa pentru persoană fizică în valoare de 3,86 lei. Iar pentru persoanele juridice, este menționat în hotărârea de Consiliul Local, va negocia fiecare. Dar nu vor să negocieze. Domnule, nu vor să negocieze. Uitați aici, am fost am dat declarații din proprie răspundere, am depus-o la dumneavoastră și dumneavoastră mi-a spus, mi-a spus, nu mai am considerare. Un amendament negociază fiecare firmă. Fiindcă ei au întâlnit la nivel de Bacău, că acolo e firma mamă, știți destul de bine, ei au spus că au întâlnit în consiliul lor, asta e taxa, asta o plătim. Nu se poate. Îmi bagă mâna în buzunar, domnule. Eu am dat telefon la ei, noi am venit și am venit și avem o rugăminte la dumneavoastră. Să fac contractul. La domn primar, la domn consilier. Haideți că să vedeți ce am. Sunteți în fruntea comunei. Dar ce a venit? Să ne ajutați. Asta nu vrem altceva. Vom plăti, fără discuții că vom plăti, că știm, suntem obligați să plătim. Știm că noi dacă ți-a e civilizație, apa e civilizație și așa mai departe. Dar pentru asta vreau să fiu respectat ca cetățean. Nu să-și bage mâna în buzunarul meu. Nu-i plătesc eu lui Walter sau Dracu care e cu gunoaile, să-i plătesc eu lui 8 milioane să-și bage motorină. Odată. Într-o zi și-a terminat într-o săptămână chestia pe Comuna Uituz, căratul gunoiului. Că de 8 milioane e ceva cu motorină. Și nu suntem chiar... Își bate cineva joc de noi. Chiar își bate cineva joc. Noi plătim frumos autorizația la primărie, am și plătit-o. Să ni se elibereze autorizații de funcționare. Nu avem nimic cu nimeni. Nu suntem, nu avem ceva personal cu cineva. Nu avem, noi suntem oameni care respectăm. N-am nimic nici cu domnul, nici cu noi. Cu nimeni, da. Nu-i corect. Noi nu suntem
corect, dar asta e legislația. Nu noi am stabilit prețul, prețul a fost stabilit la nivel de ADIS. ADIS este cel care a organizat licitația. Noi ne am... Cine a semnat licitația? Cine a semnat ADIS-ul? Cine a semnat? Toate cine? Comunele, din aproape toate... Cine a pus ștampila la ADIS? Păi, reprezentanții ADIS-ului, mă. Dar nu am încheiat ADIS, de ce nu înțelegeți? Toate OAT-urile s-au afiliat ADIS-ului. Domne, eu vă aduc contractul de... La mine este lună când vând două sicrii, este lună când nu vând trei luni două sicrii. Ce bun, băi? Domne, eu vă arăt contractul primăriei, noi nu facem, noi facem mizerie, facem niște hârtie. Corect. Dar face niște hârtie. Noroc că domnul primar, eu am comandat două tomberoane, domnul primar a șters un tomberon. Și plătim 6 lei tomberonul pe lună. Este domnul primar. Dar mie nu trebuie două tomberoane, mi ajunge unul. Domnule, nici jumătate. Am văzut că face mai multă hârtie, am văzut că ni dă tomberoane așa. Și acum, el are pretenții la bandă, el nu mi-a asigurat nimic. Să ne aducă și nouă tomberoane pentru sticlă, pentru drugătie. El are pretenții să ia bani. Intrăm în Uniune, nu? Noi n-avem nimic cu dumneavoastră, domn primar. Nu e ceva personal. Dar nu pot plăti atât. Mie la scrisoarele, cu de-aia v-am informat. Cu legea. Haideți să ne ascultăm, domnul. Eu de-aia v-am informat cu legea, ca să știți cum este. Cât e amenda pentru dumneavoastră, cât e amenda pentru noi. Haideți, dumneavoastră, puteți... Vă rugăm să ne eliberați autorizații de funcționare. Dumneavoastră, puteți vorbi cu ei, să le explicați că nu se poate așa ceva. Să vină la fiecare societate. La mine, eu rog, mă duc cu mașina la duc, pe directorul mare. Văd, iar, uite, domnule, asta este, stai cu mine o zi, să vezi câte persoane intră, ce gunoi fac și atunci eu îți plătesc că sunt conștient că trebuie să plătesc. Dar nu vă dați seama, 13 milioane 600 pe an pentru ce să dau? Îi plătesc motorina pe toate mașinile care le are într-o zi care ia de la Uituz, dar nu se poate. Eu nu fac un milion o sută! Să încheie contractul cu soarele judecă, așa? Domnul vice, vă rog frumos să faceți ceva pentru voi! Vă rog din suflet! La mine ce se fac? Hai spaza legal, hai să explicăm oamenilor ce se fac! Dar nu are ce să explice că s-a câștigat o licitație, ăsta e prețul, nouă ni l-a impus, nu l-am stabilit noi! Pentru că noi ne-am afiliat, nu hotărâm numai noi, au hotărât toate OAT-urile din județul. Contractul poate să-ți impună nimic? Dar noi n-am semnat contract, de ce nu înțelegeți? Noi ca și comună. Noi doar ne-am afiliat ADIS-ul. V-ați afiliat, dar nu aveați de ce să vă facem pe cât asta. Îl fac singur. Cumpăr trei mașini din gunoi. Atâția bani. Cumpăr trei mașini din gunoi și nu mai prindem în sat. Cumpăr trei mașini din gunoi. Asta este un serviciu care nu poate să-l presteze oricine. Cei care prestau mai mult cu 16 lei nu erau, nu prestau în mod legal. Nu, și dumneavoastră. Eu nu zic că nu aveți dreptate, că prețul e mare, dar nu e vina noastră a primăriei. Și dumneavoastră ca primărie, în care lege scrie să nu dați autorizația de funcționare a mea, care lucrez din 91, pentru că nu plătesc 13 milioane cu noi. Vă aduc hârtia de la asta, domnule. Nu se poate. Dar eu vă aduc hârtia care ne-au trimis-o de la ADIS. Eu aduc ProTV-ul la ședință. Nu se poate. Cum să plătesc 13 milioane ca să-mi dați autorizație? Nu se poate. Doamna Geta, și cu tot gunoiul care plătește oamenii și noi, ca cel puțin ca cetățeni, persoane fizice, suntem avantajați față de ăla de la Bacău. Că ăla de la Bacău, care are 10 km până la gunoi, plătește tot 3,82 lei. Și noi de la 9 lei. Sau care la oraș plătește 9 lei. Vă mai spun tot așa, a fost o revoluție mare la Dărmănești. Că ei au votat în Consiliul Local că ei nu plătesc 8 lei și ceva ca oraș, plătesc 5 lei. La toate ședințele, noi v-am plătit, suntem legali și acum nu le mai ia gunoiul. A dat în proces o să plătească și gunoiul și stau cu tot gunoiul și când o să ia gunoiul, vine cu containerul ăla mare și o să plătească și toate. Domnul primar, pentru că trimite mediul peste noi și dă niște amenzi, ne termină.
că eu de-aia am făcut și v-am înștiințat cu hârtile. Domnul primar, domnul primar, cu vicele și cu doamna, faceți ceva pentru societățile din comuna Uituz, care aduce atâția bani, se poate să faceți ceva să ne rezolvați și pe noi societățile. Mă rog, președintele, să vină președintele la fiecare societate să vadă ce mai zic. Noi plătim. La prima ședință de adis, să vedem. Mulțumim pentru amabilitate, pentru înțelegere. Dați-ne... Vă mulțumim și scuzați deranj. Și vă dorim o ședință plăcută. Scuzați-ne gura mare. Dacă vezi, vă rog, dar cine vrea să iei cu domnul Apostol. Zâmbești la cameră. Cu tractorul, cu bundul nostru, scară, balaz de frunz, se rezolvă. E cel mai solicitat drum la țară. Da, am văzut. Nu mai ia să luăm, e șosea cu cărăuțele. Domnul, când am vrut să cărăm acolo, a sărit ăla... Coșoc. Sau dacă cineva a dat foc la asta, a venit și a zis că noi dăm foc. Avem femeie nevastă, să aia grasă, că ea era să moară din cauză că noi ducem gunoi acolo. Noi n-am dus gunoi, am dus-o... din ăsta, cum îi zice, o piatră, o cărămidă, care s-a stupă. Când te duci acolo, dar n-a văzut că pe tot câmpul ăla numai mizerie a făcut. În momentul când a venit domnul Cojoc cu probleme așa, s-a dus în plumb două revolte de haine de pe hătma. Și s-a dat foc acolo. De asta a făcut oamenii de lege. Da, tractorul primăriei a dus haine de pe hătma luate de acolo, a dus în plumb și a dat foc. Păi, cine a dat foc, nu știu. Și oamenii de asta au fost... Și dumneavoastră te aruncă ăștia peste tot. Au fost revoltați. Și facem noi de la noi, să le acoperim după aceea, că altfel trebuie să te luăm în containere de la mare și să plătească pe care. Da, domnul primar, dar s-a dat foc. Domnul Claudiu. Dacă tot e vorba de balast, am rugămintea să se facă o plasă pentru a sorta balastul de piatră, pentru că sunt pietre foarte mari și este incomod. Pe lângă asta, dacă balastul este mai mărunt, se tasează altfel. Solicit verificarea legii numărul 1 pe 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife și să punem în acord cu HCR-ul cu privire la taxe și impozitele locale. La cine se ocupă, rog să facă o verificare, da. Să pună în acord, da. Dacă e cazul. Da. La ultima ședință, domnul primar ne-a zis că căminul cultural se va demola și construi de nou. Deja a semnat hârtia pentru că nu erau puse la punct actele. De aia s-a întârziat. În proiect este prevăzută și mobilierea căminului cultural pentru că aș intenționa... Dotare. El când se face, e bătut cu totul. Pentru că aș intenționa să fac un proiect de hotărâre privind achiziționarea unor scaune. Pentru că scaunele care le avem în cămin cultural sunt din 1960. Domnule, aici știm problema veche, o știți domnul Osloș. Mereu am spus și noi din scaune și din mesii. Nu puteam să luăm. Era, nu? Cum era acolo?
până nu se face reamenajarea clădirii, nu poți. Nu poți să iei, m-am inventat, da, dar problema asta am discutat-o de ani de zile. El la proiect se lucrează, că noi am vrut să stopăm proiectul cu CNI-ul, să facem cu PNDL-ul, că era un program cu PNDL-ul până la 500.000 de euro. CNI-ul nu ne dădea răspuns și când am insistat mai mult ne-a dat răspuns, dom'le, dar merge în continuare, dar dumneavoastră nu v-ați definitivat un document. Documentele, pentru că era desmembrat pentru cei cu cablu, a trebuit să facem, ne-am dus la notar, am făcut iar alipirea, după aceea cu ăsta ar trebui să facem cu rotecul delimitarea și acum am trimis din nou documentațiile ca să, că altfel plăteam proiectul, că emergea proiectul, era dat proiectul de cămin. Și urmează să vină, să facem cămin ca lume. Mai nu cu. Și aș propune să ne întâlnim pentru a stabili nomenclatorul stradal. Consider că este chiar necesar să avem și noi denumiri la străzi. Problema aici, haideți fiecare comisie și specialitate să întâlnească, să cerem harta sau fiecare pe zona lui. Da. Se poate, se poate pentru luna următoare să abordăm și acest aspect. Dacă o fi gata. Da, e o dar nu-i timp de la dacă nu știu ce facem. Bine, ideea e să facem. Mulțumesc. Avea determinat, dar a dat cuvântul domnul Petrișor. Este șansul ăla, mi-a spus el, de la Cataramă până aici. În perioada acum a plătit uscat. De la Casa Cataramă, de la Ușa, până la Petru. Până la Petru, dăm drumul la apă, vreau bă. Dacă începe aratul, nu se uită voi, nu mai ce căuta cu de la apă. Perioada cât e uscat, acum trebuie să acționăm. Da, domnule, până nu avem bugetul, nu putem face nimic. Dar cu utilajele noastre, domnul primar. Dacă îi calc cu utilajul meu, merg pe câmpul ăla, îi bat tot câmpul. Eu trebuie să am un utilaj care merge în mașaver, să-l iau de la capăt, îl încarc, să duc tot pământul, să fac sub nivelul ăsta. Nu, că s-a tot basculat, s-a dat în lătură, a crescut stup și nu ai scurgere. Noi trebuie să luăm tot vine de la Petru, vine pe acolo, vine la spălătorie. Da, așa, acolo la spălătorie i-am plasat. Șanțul, patronul de la spălătorie a betonat șanțul, da? Dar l-a cam obturat. Deci, da, aici, a știu, eu trebuie să-i pun în ăsta. Și șanțul nostru merge în continuare sau lateral? Nu, este prin fața pesii, este o țeavă de fericul 80 de diametru, care duce până în grăbă. Deci, toată, numai țeava știți cât nu este. Nu este țeavă de la spălătorii, cât ține drumul care duce cu țeavă. Nu există țeavă. Dacă se cuplează, apa duce pe locuri. Deci, apropo de drum, ieri a fost cu domnul Voroiu un drum care ne spune de vreo jumătate de ani. Deci, ieri am ajuns cu dânsul acolo, să vedem ce e vorba. Acolo oamenii au pus mâna de la mână în toamnă, și au plătit celul Valent și au făcut ceva lucrări acolo. Domnul Voroiu. Așa este, da? Da, mă întreba domnul. Și acolo mai trebuie încă o zi de muncă, dar trebuie să ajungi tot pe gelul Balencă. E o muncă mai delicată și mai de meseriaș trebuie acolo. Când o să vină bugetul, eu vin cu propunerea asta să ducem o zi, să închiriem bulul excavatorul acolo, o zi trebuie, mai mult nu trebuie acolo, să facă drumul la oameni. Că am văzut despre ce e vorba. Dar nu putem să găsim și noi un om pregătit, avem bulul și plătim alții. Da, da, acolo nu, acum nu alții, dar problema acolo trebuie să ai și utilaj mai bun. Putem și mai bun, că îl aduce și pe al nostru. Că e mult de făcut, dar unde este mai grav, trebuie să facă celul, bani. Are și utilaj mult mai bun. Bă, parcă e mai bun, domnule, parcă merge mai mult ca al nostru. Soluția să putem închiria. Domnul președinte, azi mai are domnul președinte. În mătasul trecut s-a început un drum la Cojna. Știți de el, știi domnul Bodea, domnul primar, s-a abandonat, s-a făcut pe terenul unui cetățean atunci când se dă din terenul primăriei suprafața care a fost, pe care a fost făcut drumul. Un schimb. Și s-a abandonat situația. Deci mă gândesc că ar trebui reluat. Drumul se definitiveze și să ia un schimb, cetățeanul, terenul care l-a dat. Nu a plecat la a fost domnul Bodea, a fost la fața locului. Știi? Problema este că întâi s-a făcut drumul și după aceea a venit cu plângerea. Hai că am trecut cu drumul acolo și hai să-i dăm în schimb, știi? Trebuia făcută măsurătoare, trebuia făcută toată ca să fie legal. Nu că am trecut acolo și acum hai să-i dăm din acum trebuie și o iei în brațe, știi? Te duci acolo ca cine a făcut, nu și-a luat
Domnul Vicefiu. Da, domnul Leonard primul, că e mai bătrân. Mai învăță. Eu înțeleg. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu ijlavul lui domn primar, că au venit câțiva cetățeni care au animale și tot anțelul. Aia vreau să întreb și eu. Să termină sau ce să faci cu acum avem, acum de-aia stăteam în picioare, tot la diverse, să vin, să vă dați consimțământul, pentru că pastorala nu este făcută. Eu am făcut contractul cu Căiuțeanu, tot amână zice să fie mai uscat, să fie... Domnule, sunt o grămadă de firme de cadastru, stăm numai cu Căiuțeanu ăsta să fac firme de cadastru. Uite, domnule, a venit alții și au plecat. Domnule, tot cu cine a început de tehnic, degeaba a vorbit. Acum, tornatorul face mărginele, i-am pus să face din nou conturul unde a făcut ăsta cu vecinătatea noastră. Azi avem o discuție de la tornator, să vedem ce schimburi facem, ca în momentul când face asta, poate să schimbi limitele, să fim și noi în legalitate cu apa. Nu, întâi cu apa și cu ăsta, să vedem de unde dăm. Poate dăm din Poiana Mare, poate dăm de undeva. Ăsta, așa. Unde sunt bazinele, să putem rezolva. Sau unde am captarea. Sau dacă unde am cumpărat ăla, am cadastrat și unde s-a mai cumpărat un teren, dacă sunt de acord cu ălea, ca să putem pe Leșunți, ca să putem să rezolvăm treaba asta. Cu drumul discutăm, cu drumul tot azi discut cu drumul, pentru că trebuie să dăm la Curtea de Conturi o rezolvare. Și când a fost Curtea de Conturi, a zis să le dăm la pășunat cel puțin, să luăm banii. Anul trecut, doamna Nicoleta, au venit, au plătit, da? Care aveau contracte, da. Și care n-aveau și a pășunat, cel puțin să facem un contract de pășunare, că ăla este legal, și să, cel puțin să luăm banii ăia pentru 200, 300 de cătăna, cel puțin mănâncă ciuline, mănâncă ăsta, nu se deteriorează mașiștea. Eu știu ce vor cetățenii, nu se poate. Se merge tot în baza contractelor vechi pentru apia, ca asta se vrea. Păi, pentru apia știi că ești cadastru făcut și pământină pe avea, nu se poate face nimica. Pentru apia nu, dar pască, să trebuie. Iar pășunatul corect este să stabilească, să putem stabili noi în Consiliu, să poată să aprobăm, cel puțin să se încaseze și omul stea legal să pășuneze legal. Cel puțin să pășuneze legal, ca să nu se mai certe între ei. Să stabilească fiecare mune. Deci cu domnul primar am avut discuția asta zilele astea trecute. Și trebuie tot în noi să identificăm, să vedem cine mai are oi, cine mai are capre și să, cel puțin anul ăsta, să se folosească de ele în continuare. Să se folosească în continuare, dar să plătească. Facem un contract. Să se folosească în continuare cu tine în păstrare. Dacă ne-a obligat până în 2018, trebuie să avem pastorală. Deja comunicăm și comunicăm. Domnul Bogdan. Nu, cu amenajamentul pastoral eram curios. Și din cauza asta, dacă trebuie să faci... Domnul Bogdan, la nivel de primărie există amenajament pajiști și amenajament forestier. La forestier nu și pajiști. Pajiști înseamnă pășuri. Da. Există. Amenajul pastoral, am înțeles că va dura. Ce să gândim noi din Tulungești? Iar ăla care există pastoral, există. Dacă domnul vrea la bun sfârșit, contactați firma care ne-a făcut amenajamentul pajiști și forestier. Are cunoștințe de cauză. Cum se poate face? M-am interesat, am obiectul lui și ce facem? Și are un termen în contract. Ziceți că termina anul ăsta. Eu am obiectul cu dânsul și hai să termina anul ăsta. De-aia nu forțez. Dacă se termina anul ăsta, termina anul ăsta. Doamne, o să facă jucați. Gândiți-vă la varianta că fermierii supărați pentru faptul că nu poți să ia, deci închiriază, nu poți să vină o plătești, dar nu poți să bineceze la apia. Pentru că n-avem pastorat. Se merge în baza contractelor vechi. Nu mergi, nu mergi. Nu-ți mai primești apia. Nu-l mai primești. Și oamenii sunt nemulțumiți din cauza asta. S-a mers anul trecut, mergi și anul ăsta, vă zic. Păi de-aia zic. S-a mers anul trecut la apia, mergi și anul ăsta. Ok, ședința. Ne interesăm la viitoare, cred că la buget. Da, da. Deci, nu s-a vorbit. Ce să schimbăm regulamentul? Deci, trebuie proiect.